Încetați, dați-vă în pace! Nu mă impresionați dacă mă sufocați în halul ăsta, am nevoie de aer! Mârlane, ce faci? Fai respirație gură la gură, ai zis că ai nevoie de aer. Păi ce vrei, să te sufoci? Poate gură la râs. Hai bă, ce cacare râs? Băi, potoliți-vă, că am o grămadă de treabă azi, n-am timp de prostii. Ah, e, păi atunci te aștept până după program, așa facem prostii până dimineață. Ești voi afară, hai, afară! Ce vrei, tati, ești de bună, vrei să facem un vazul trecătorilor? Ești pervers sau un pic? Hai mă, că nu plecăm, nu v-am zis eu. Ce? Rămâi tu, Mârlane! Stai, amore, că... Che, nu te gusta? Gustă-mă, dar până un punct că poate intră Rica sau Gina. Tu-mi ziceai mie că-s neprofesionista, că amestec vita privată cu el trabajo, dar acum cine e neprofesionist? Ema, mucea și ca să vor să fie în locul tău ora. Unde sunt, mă, dracu, că le omor? Unde sunt? Adică să se combinar cu un jefe. Și tu me respingi. A, nu! Ema, tu nu me quieres. A, nu. Adică, ba, si, te quiero muchos. Mucios! Si? Arata! A, păi nu, nu ora! Uite, ca să îți probar că te quiero mucios, te invito mañana să cinăm împreună. Gătesc eu? Gătesc? Gătesc, adică facer mâncare. Adică papa bun, miam, miam. Miam, miam, miam. Miam, 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 miam. Așa, ce vine că ești acasă. Auzi, am și eu nevoie de platourile astea de la Mica în România, mai pe seară. Nu pot, încă nu mă mai duc la servici. De ce? Pentru că m-am concediat pe caz de boală. Dar ce boală ai, dragă, că tu pognești de sănătate. Adevărul e că n-am mai avut upeu să mai dau ochii cu Cate după faza cu sărutul. Ai sărutat-o pe Cate? Da. Bravo, mă, bătoată! Dar nu eu, adică eu, dar nu eu, eram eu, dar eram îmbrăcat în costumul, mămica, știi? Că... Și m-am dus grămadă peste ea, îmbrăcat în babă în restaurant și când m-a văzut, m-a pocnit. Păi normal, că o fi aflat între timp cine e măta și a zis să dea ea prima să scape cu viața. Mă rog, lasă că o să trec eu azi pe acolo să văd în ce ape se scaldă. Faci tu asta? Da, da. Seară romantică? Nu cumva te-au trimis aia să pregătești pentru mine? Ce-i femeie? Eu pregătesc pentru iubitul meu. A, scuze, doar că în ultima vreme m-au exasperat ăștia cu avansurile. Am rămas și fără voce de cât am urlat la ei. Mă rog, pentru care dintre iubiți o pregătești? Pentru Esteban sau pentru Rica? Adică mă faci panoramă sau care-i treaba? Nu, Doamne ferește, nu. Doar că Esteban e spaniol, are niște gusturi. Rica e românaș de-al nostru, mănâncă orice. Apoi eu mă gândeam că dacă sunt în limbă după mine, au aceleași gusturi, nu? Nu, dragă, sunt cu Esteban. Că Rica e ajutor de șef și eu nu mă încurc cu jumătăți de măsură. Ia. Mai ai grijă să nu cumva să te spună că umbli cu șeful din interes. Și care ar fi interesul? Că Esteban este de 10 ori mai chitros decât Pupăză. Dacă poți să crezi că există așa ceva. Mă rog, singurul avantaj e că Pupăză nu poate să mă scoată din telenovelă. Păi nici nu-i nevoie, că te-a scos scenaristul. N-ai citit? Esmeralda și Alcatraz dispar. Da? Da, se întorc repede. Nu chiar, nu se întorc până la sfârșitul sezonului. De unde știi? Mi-a zis Poponeț că a citit scenariul să vadă dacă scapă de Talia. Eee,
Lasă, fată, că scenariul se modifică. Păi ea când l-au scris s-au gândit că Esmeralda o să fie așa de bine jucată? Nu. No. Dar lasă-mă pe mine, ia zi-mi mai bine ce părere ai de Gogoaș. A, are super rol. Bine, oricum, între novele scorpile sunt cele mai fine roluri. Nu la asta mă refeream. La el ca om, în viața de zi cu zi. A. Da. Păi, e harnic, e sufletist, e săritor, e priceput la toate. E, nu? Mă rog, doar că e cam timid. Uneori chiar mototol. Păi e timid și mototol, dar asta pentru că ține la tine. Se fustăcește în prezența ta, tu n-ai văzut? Păi nu mi-a zis niciodată că ar ține la mine. Ți-a zis atunci când era dechizat în măsa. Aia nu se pune. Păi da, dar el nu are curaj să zică, pentru că tu ești șefă și îl complexează diferența asta de statut social. Dar de ce nu faci tu primul pas dacă ții la el? Că șefii se dau la subalter, n-ai văzut și tu în filme? Hai serios, gândește-te. Eu nu-i zic nimic ca să-i faci o surpriză, da? Eu fug să rescriu telenovela și vin mai târziu după mâncare. Nu, lasă că ți-o aduc eu. Nu vreau să vii, că nu vreau să se știe că e comandată. Sunt și eu gospodină, ce n-ai? Hai, pa! Pa! Ne uităm la știri. Ba ne uităm la emisiunea cu bucătarii, da? Sunteți nebuni? În seara asta e El Clasico, Barça cu Real. Bă, ne lași cu meciul tău, că nu-i nimeni microbian aceea în afară de tine. Ne uităm la ceva plăcut, ceva vesel, ceva comic, care ne relaxeze. Mărlane, dacă vrei să vezi ceva comic, nu trebuie să pornești televizorul. Te uiți în oglindă. Adică, ia mă las-mă, bă, cu meciul tău. Da, mă uit la meci, Mărlane. Bă, da, mă uit la meci, uitați la nimic, degajați terenul, că am nevoie de intimitate. L-am invitat pe mi-a moră Esteban la o cină romantică. Dar de ce nu te duci tu la el și lași pe bietul să se care cu oalele până aici? Dar nu se cară cu nicio oală, disperatule, că mă ocup eu de mâncare. Aoleu! Păi în cazul ăsta nici nu-i nevoie să plecăm, ne ascundem un pic pe aici. Că cina romantică o să se sfârșească repede. Cu Esteban la spital. Auzi, dar sună de pe acum la salvare și fă-i o programare. Ca să-i crești șansele de a rămâne în viață. Ema, tu ești inconștientă? Vrei să ne norocești pe șef exact acum, înainte să ne zică ce se întâmplă cu proiectul nostru? Etena! Lasă, fată, că mă sacrific eu, că-s rezistent. Dă să gust ce-ai gătit. Tu mai ai de aștepta până la sacrificare, că încă n-a venit Crăciunul, Mărlane. În schimb, tu nu mai ai. Ai fuguța sus în dormitor, că te-a strigat Betty. Păi nu m-a strigat nicio Betty. Ce mă, voi ați auzit ceva? Normal că da! A strigat așa de tare că s-a auzit până în România. Dacă nu crezi, îl sunt pe Don Chestor să-ți confirme. Hai, mișcă sus că te-a strigat. Du-te-mă că te-a strigat. Ți-ai durea cum să fiți dacă mi-ați luat vreo apărarea vreodată? Alta dată să mai faci mișto de mine, mă. În altă ordine de idei, Esteban a ordonat să nu lipsesc mai mult de un episod din telenovelă. Că dacă ies eu, iese și telenovela de pe post. Păi și nu ai zis că nu se poate? Că tu și Alcatraz trebuie să lipsiți mai mult ca să se poată declanșa lupta pentru avere în casă. Așa scrie în scenariu. Ei, se modifică. Ce vorbești? Cu ce bani? Tu ne dai bani? Uite, vezi, ești ta singură. Tu crezi că eu am putut să angajez o armată de scenariști ca să rescrie telenovela? Să-mi dea bani dacă vrea modificări. Îl modific eu, disperatule. O să-mi creez un alt rol când lipsește Esmeralda. Asta, Esmeralda. Ha, tu poți să fii sora ei geamănă dintr-o altă căsătorie. Ești mestrâmta. Taci, Mărlane, că ești obosit. Nu modifici nimic până când nu-mi spune Esteban personal ce și cum. Pentru că tu nu ai funcție de decizie asupra producției, da? Mai vete, băș. Iuhu! Ai venit la fix. Mai am doar să le pun pe astea și gata. Ah, ești beton! Mersi. Păi acum arată astea și astea și bănuiesc că sunt toate naturale. Nici nu mă mir că l-ai pus pe jerpă mărâtul de Costel. Auzi, mă, că nu-l mai lăsa să se perpelească mult, că la cât e de sensibil, mică face n-ai vreun gest necugetat din amor. Hai, mersi multe, pă! Distracție pa, plăcută! Pa, pa, mersi! Ha, ha. Bună, Cati! Ai întors? Da. Ia loc, vrei să mănânci ceva? Nu, că nu cred că e timp, să. Acum că tot n-a venit mama ta, cineva trebuie să aibă grijă de tine. Okay.
să știi că nu e nevoie. Ba da, ba da, este nevoie. Că am nevoie de tine. Tu. Da, știu, la livrări, nu? Nu. Nu? Nu. Mă gândeam după masă să-ți dau un desert. Ceva franțuzesc, cum numai eu știu. Știi să faci ala crem, nu? Da, știu să fac. Dar știu și mult mai mult. Poți să faci lapte de pasăre? Da. Îmi dădeai mămica lapte de pasăre. Amuret, stai, mă, ușurel, că avem tot el timp, de seară. Nu tengo paciencia. Ce faci, mă, tu mă faci pacienta? Nu, 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 paciencia, pacienta. Cum se zice? Nu am răbdarea. Trebuie să ai, că mult a fost o un pochito a rămas. O ne vedem asta noce pentru că am pregătit ceva, una surpresa, ceva mui. Ești comestible? Adică ce vrei să spui, mă, că eu nu sunt în stare să gătesc sau ce? Mai rar o pot. Păi nu, mai rar nu pun, că ultima dată când am gătit o masă... Gatito? Ai bisicusă? Nu, gatito în spaniol, în română, asta, bucătărie, cocina, mamă, cum sună cocina asta, să ți se ia de gătit. Am preparat-o să, ceva, papa bun, miam, para tu. Bela, eu am întrebat dacă es comestible. Mă, tu vrei lenjerie comestibilă, kinky. Sau mă întrebat de mâncare ca să fie sigur că nu trebuie să cheltuie nimic. Să dea naiba să vii cu mâna goală, că te las nemâncat. Suicida. Sinucigaș. Uite-l că a venit. Ce-ai făcut, gogonatule? Ai tras oare ce? Da. Am tras lăzul cel mare. Vă opticați? Ce? Ai câștigat la lăză în plic! Cât ai? Nu spune! E o sumă cu multe zerouri, nu? Nu, Hagi Dudose, n-am câștigat bani. Am câștigat în dragoste. Cati, în sfârșit mă iubește. Nici nu vine să cred că e adevărat. Auzi, mă? Am mirosit eu bine că a tras ăsta ceva la măsea. A tras clar. Ba, nu sunt beat, ofticosule. Chiar mi-a făcut avansuri. Și a bătut joc de tine, băi, tonto. Ca să se răspune pentru faza aia cu măta. Cati e femeie serioasă, știe ce vrea de la viață. Dacă vrea să se cupleze cu tine, o făcea de mult, nu, bă? Vofticați! Doar testează-mă, fraiere. Cum să o testez? Fă-te că nu ești interesat de ea. Ca să vezi dacă insistă. Că cine iubește nu se lasă așa cu una, cu două. Insistă. Hai, pași pe covoraș, că trebuie să pregătesc masa pentru Esteban. Ce mare pregătire! Dai fața de masă la o parte, te-ai întins pe spate și asta ești! Betty! Stai, mă, femeie, nu mai poate omul să facă o glumă, ce ai? Izolare pentru vandame? Exact! Preia... Am înțeles să trăiți! Mișcă! Stai, mă, băi, Betty, dă-mi drumul, nu merg nicăieri, lasă-mă, mă, ajutați-mă, băi, nu mă stai sigur! Ia, te-ai gândit cum să fiți! Ce să-i fac? Gura bate fundul? Lui Betty! Muy buena! Gracias! Dar nu ești primul care mi-a zis asta? Eso es tot? Dar ce dragă, nu te-ai săturat-o? Pero el... Desierto! Desierto? Îmi pare rău, dar n-am avut bani și de desierto. Lejeria comestibilă e mui scumpa. Dar dacă m-ai ajutat să câștig mucho más dinero, la proxima data promit că satisfac todo los poftas. Mai mult dinero? Dar stai, dragă, nu știi că nu de la tine vreau, stai tranquilo. Eu trabajo, muncesc. Uite, por exemplu, ai putea să mă pui șefă de la producțiune. Șefa de pupesa? Si, că ăla n-are nimic împotrivă. Ba chiar îl mai scap și pe el de responsabilitate. Pero, de acuerdo. De mañana, tu es jefa de producciones. Gracias, mi amor, gracias. Eu sunt muy feliz. Arata.
Me quieres o no me quieres? Oh, sí, 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 te quiero mucho, pero ahora dame niște dinero să cumpăr lingeria aia comestibilă și prometo eu că la primul salariu ți dau. No, 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 lasă, que am auzit eu că conține multe chimicale. Nu es bueno. Când trebuie să dai banul, au euri, chitră. Amore, amore! A fost vorba doar despre cină, da? Că e toată lumea acasă. Vrei să te vadă Betty așa dezbrăcados? Neața, Cate. Hai că de când te aștept? Cum te când? Păi n-am întârziat, că e vorba un sfert. Nu, te aștept să te văd. Era doar de tine. Ție nu? Ave, cum? Își bate joc de tine! Testează-o! 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 Hai că special l-am deschis. Ca să fim singuri. Cati, trebuie să spun ceva foarte important și prefer să afli de la mine decât de la ceilalți. Costruș, mă sperii. Ești însurat? Ah, nu, în niciun caz, nu. Nu. Ești urmărit general ca Van Damme. Ești? Nu chiar ca Van Damme, dar sunt urmărit. E cineva pe urmele mele. Interlopi? Nu, mai grav, mai rău. Mamica. Că e spune că am fugit din țară și nu i-a spus unde am plecat și când o afla, o să mă găsesc cu siguranță și o să fie mai de pielea mea atunci. Costeluș, așa sunt mamele mai posesive. Dar și tu trebuia să-i spui unde pleci. Nu puteam să-i spun că nu m-ar fi lăsat. N-aș fi venit aici, nu te-aș fi cunoscut. Că e un scorpion, e o cuturanță, așa cum ți-au zis băieții. Păi, asta e, mama nu știu alege nimeni. Important este că tu și cu mine ne înțelegem perfect. Și e și nimfomană. Și ai moștenit-o? Deschid eu. Neața! Așa matinală după întâlnirea de aseară? Să înțeleg că nu prea te-a obosit Don Juan Esteban. L-ai dat pe spate cu mâncarea, la propriu. Nu, pupăzoiule, că mâncarea a fost delicioasă. O luasem de la Cati. Ce? Cu ce bani? Cu bani din bugetul de protocol. N-am! Asta rămâne de văzut după ce o să verific eu toate actele, așa că în 5 minuțele să te prezinți cu hârțogăraia la mine. Măi, măi, tu te simți bine? În calitate de noua ta șefă, da, mă simt bine, chiar excelent. Bă, cred că asta l-a convins pe Găcică s-o aseară s-o pună șefă. Bravo, mă, bravo, ești inteligent. Să te mai trimit la Betty, că văd că-ți priește, îți stimulează neuronul. Hai, nu lasă că mi-e bine așa. Da? Bine, tu pupă-ți, dacă n-ai înțeles, îți desenez. De azi eu supervizez tot ce se întâmplă în producția mea tale și toți banii vor sta la mine. Ea, cine te-ai trezit cam târziu, Sparta târgului? Că producția e cam gata și nentul pupăză nu cred că mai are niciun cent în cont. Nu-i așa, mă? Da, corect. Asta mai vedem. În extrase. Mi se pare mie s-au mai făcut Sparta târgului. Nu, ți s-a părut... Șefa, am vrut să zic că Spartu târgului. Ia uite mă și eu am vrut să zic Betty! Nu, uite, mi-a ieșit din prima. Da? Eu, Betty! Mi-a ieșit și din a doua. Ce dracu să fii, șefa. Ce te face, tăblețea mea? Scoate presiunea. Costeluș, ai nebunit? Vrei să te audă clienții? Nu, mamă, că dacă voiam să mă audă, făceam mai tare. Costeluș, ce-i cu tine? Nu te mai recunosc. Cred că am exagerat. Bună! Aia, știam! Ce vrei? Tu ce vrei? Ca să nu mai trimiți în dormitor la Betty. Opa!
de orașul nu mai face față. Vreau o permisie. Ah, treaba asta o să te coste. Sigur, că măcar cu tine o fac din plăcere. A, serios? Vrei? Da. Super! Ce păcat că nu vreau eu. Că am iubit. Și cum să te plătesc atunci? Simplu, cash, cu bani, cu money, dinero, lovele, hai, hai, parcă. Stai, dragă, ți-am zis că nu te vreau, nu înțelegi? Ziceam să iau banii din... Hai, hai, ia mai repede. 50 de ajuns? Da, dar ăștia sunt doar așa, să nu te trimit la Betty fără motiv. Vezi că dacă mă jignești, te duci singur la izolare. Putana! Emma, ce faci, făi, câștiga la loto? Măi, tași mărlane, vrei să-mi iau omor subalternul de inimă? Deci mai sunt ceva bănișori în conturile alea pupăză. Dacă cum a pus asta mâna pe ei, s-a cadorisit. Hai, marș și adune salarii, că-ar minte doar pe preș. Nu mai e mă niciun bănișor! A, deci ne-ai dat salariile și n-ai zis nimic. Nu, mă! A, deci nu ne-ai dat salariile. Mă așteptam. Asta s-a cadorisit cu banii primiți de la... Esteban! Exact. Aseară, dar nu credeai că i-a pregătit masa aia degeaba? A plătit-o. Vandame, l-ai făcut prostituată cumva? Da! Nu, mă! Ci că nu! Da, ciurane, mă! Eu ziceam că a plătit el masa! Că e cavaler! Dracu să fii și tu și el. Păi și cum, mă? Cavaler ia masa cu prostituatele? Gina! Si? Nu găsesc cardul! Nu se. Nu cumva l-ați ascuns ca să nu cheltuiți banii? Cine, tu mai crezi chitroso? Nu, no, jefe, nu chitroso. Economico. Perdon, se puede? N-am. Ah, no, per dinero am venit, jefe. Adică per dinero am venit, dar nu ca să vă cer. Jefe, să știți că avem una grande și mare problemă. De când a spus-o pe Emma Producțione, jefe la producțiune, cheltuie dinero cu nemiluita. Nemiluita? Con abundencia. Adică nu este bună ideea con mujer producătoare. Pentru că mujerele nu se pot controla la shopping. Când o intrar într-un magazin, o înnebunesc-o. Se vuelve în locas. De unde știi tu că Emma cheltuie? Păi maniana, de exemplu. Esta maniana. Adică ieri a venit cu una sacoșa plină ocios. Ocio. Exact. Și dacă nu luați măsuri rapido, o să ne omoare pe amândos de corazonos. Iamara banca e blocar mir targeta imediato. No, 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 la banca este problema. Trebuie retrogradată. Adică să nu mai fie hefa. Hefe. Așa mitocan a fost? Exact. Proastă eu că m-am luat după tine și m-am dat la el. Că acu dacă s-a văzut cu saci în căruță, își dă rama pe față. Toți bărbații sunt la fel, fată, îți spun eu. După ce te-au cucerit, nu mai prezinți interes. Băi, scuză, m-am crezut că gogoașa e altfel. Și mersi mult că mi-ai deschis ochii, că era să fac aceeași greșeală cu Esteban aseară. Hai, pa! Pa! Ah, bine că nu m-am culcat cu ăla, că azi eram o fostă. Și adio avantaje. Hola! 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 Bă, tu ești idiot, mă! Dar ce întreb, că doar ai stat pe lângă profesioniști? Adică? Tu nu zici nimic că te faci idiot? Nu la mine se referă, mârlane. Da. Aha, eu sunt profesionist. Cum ai putut, mă, să te comporți ca ultimul bătăran cu fata aia, mă? Cum ai putut să dai cu piciorul ca bongăleata cu lapte? Bou nu face lapte. Știu, că doar am avut unul lângă mine atâta timp. Era o expresie. E, păi, dacă eu sunt bou, înseamnă că tu ești aia care face laptele. Bă, tu m-ai făcut pe mine cumva vacă? Opa, lasă izolare. Nu te-am făcut, mă, Emma. Ziceam că tu ești aia care face laptele comestibil. Adică că îl fierbi și e foarte bun când îl prinzi un pic de fund, așa, exact ca la mama acasă. Dar tu de unde știi, mă, cum își prindea măta laptele de fund? Că apară cine e aia? Faci, mărlane, era doar o expresie. Mă, las de dracu cu expresie. Continuați discuția. Ce să mai continui, mă? Poți să-ți iei adio de la cat, idiotule.
Ce-am făcut? Numai din cauza voastră am pierdut-o nemernicilor! Hola! Hola, Bella! Eu am auzit că ai fost la shopping. Nu vine să-mi arăți și mie ce ai comprat? Că mor de curiozitate. Ok. Claudia, am greșit. Nimic! Nu vreau să mai aud nici măcar un cuvânt. Din momentul ăsta, singura relație care există între noi este aia dintre șef și angajat. Doamne, să-ți fie clar că toți sunteți la fel. Doamne, frate, doamne, e adevărat. Cine ți-a băgat în căpșorul ăsta frumos asemenea tâmpenie? Lasă-mă pe mine să-ți dovedesc. Popăză, lasă fata în pace că îi se pleacă de la siroapele astea ordinare. Cati, îți promit că dacă mă alegi pe mine, o să te fac cea mai fericită femeie din lume. Și eu o să te fac, dar nu din lume, din galaxie. Dar ce ești eu din galaxie? Din calea lapte? Dar ce ești eu din calea lapte? Din calea dorobanți? Nu, că e clar, eu cu voi îmi smul părul din cap. Și după aia ce faci, mi-ești dai mie? Mârlane, era o expresie. Doar nu crezi că femeile renunță la ce au ele mai de preț? Cutia de prezervative? Podoba capilară, Mârlane. Ai prezervative cu păr, idalea blănite de iarnă. Adică tu vrei să spui că cel mai important lucru la noi, la femei, e părul, nu creierul. Nu, doamne, pupă să m-a pus să zic asta, nu. Eu vreau să spun că e important și părul, că de-aia stați voi cu orele la coafor și vă facem mai atractive și de-aia noi vă iubim pe voi. Mă, nu zici că ai dreptate? Da, știu. Rezolv și problema asta. Mersi. Eu i-am zis, adică asta e așa, să înțeleg că vrei să alegi pe unul din noi? Exact. Nu. Da, nu acum, că acum am treabă. Veniți voi diseară, după ce închid, că vreau să vă fac o evaluare serioasă și mi-a timp. A spus-o, bă, pe mine mă alege. Bă, pe tine, pe mine, e serioasă. Tati, eu... Nu mi-am niciun lor. Dar de unde știi tu de shopping? Mi-a zis-o... Păsărica. Ți-a zis-o păsărica, ai? Pupă zăturnătoare. Și au costat-o mucho dinero? Dar nu importa, că tot o che-am luat eu aici, e părătii. Dar parcă disei că nu ai dinero. Donde ai? Stai tranquilo, amore, că nu am luat banii de la producțiune. Am plătit cu... Tarjeta. Cardul. Cardul? De unde n-ai card? Că la ce salariu am? Hola! Hola! Scuze, jefe, am găsit cardul, era la contabilidad. Cardul? De asta mă întrebai tu de card? Nu mă pot de creare, adică eu mă dau peste cabeza să fac gros de bani, să satisfacer ție totale sub fantezias, să iau haine comestibile și tu ce mă faci? Mă faci ordinare de carduri? De frecvență de tarjeta? E pe atunci să le mănânc singuri, adică în solo! Așa, rupeți dinții, că dacă nu erai șef, ți-l rupeam eu. Ce faci, fată? Nimic, aveai o scamă. Păi cum credeți, bă, voi, că poate refuza un tăuraș veritabil cu performanțe recunoscute, a? Și pentru ce? Pentru o chitră și un... Și tu ești un bou, mă! Pentru că toți tăurașii sunt niște boi necastrați, da? Ce vorbești, pupăza? Da, și Cati nu se combină cu specii din astea inculte. Ea vrea un bărbat inteligent și bazat așa ca mine. Ha-ha! Deci, Mârlane, ieșiți tu din discuție. Na. Ce vorbești, mă? Pe cine e mai bazat ca mine, mă, dintre noi trei? Cine are, mă, casă în străinătate în Spania? Cine are piscine exterioară, tot în străinătate în Spania? Deci luați-vă adio de la ea, eu o să fiu singur care îi mângâi părul ei mătăsos după peste tot. Ați și venit? Da. Ți-ai pus perucă. Ceva mai sexy n-am văzut niciodată. Zici că ești Sinéad O'Connor. Ce Sinéad O'Connor, pupăză? Zici că ești Bruce Willis. Asta, Demi Moore, Cheală, în filmul ăla, G.I. Jane. Eu nu știu cine e, dar clar
Seamănă cu mine la păr. S-au dus ce mai poate. Deci cu mine s-a potrivit cel mai tare. Nu poate să că e cei gâni la s-o pace. E prostuire după ce a făcut tratament în zonfinire. Con alegria e con alegria. Hai, dar fă-mi ceva, ia, mă! Mamă, pisică, hai că pierdem timp! Păi vreau să te iau de țâțe! Păi cum să mă iei de țâțe, ca la valier, hai! Bine, îmi cer scuze. Acu' ce-am mai făcut? Acu' ce-am mai... Dar ce-am făcut, mă, nene? Ca să-ți probar, uite, el amore... Te invit o maniana să... Cum îi zice, mă? Păi pe mine mă întreb, eu sunt spaniol. Ai, trebuie să ai. Că mult a fost, un pochito a rămas-o. Pă, bujica mea, nu știu, replica asta. Uite-te acolo! Alo, alo, iasă! Ce faci, mamzel? Ai câștigat la loto? Mai taci, Mărlane! Vrei să-mi iau omor subalternul de inimă? Să-mi iau ouă mare! Să-mi iau ouă subalternul? Putana! Ema! Ce faci? Ai câștigat? Putana! Putana! Ema! Putana! Ema! Ce faci, tine? Ai câștigat la loto? Ia-ți-a!